Elevii școlii gimnaziale Bucovăț au participat la prima ediție a balului Miss și Mister. Evenimentul și-a propus să contribuie la dezvoltarea personalității elevilor. Aceștia au cântat, dansat și socializat într-o atmosferă deosebită. Balul nu a fost o simplă competiție, ci un cadru oportun pentru fiecare copil să-și dezvăluie personalitatea. Am dorit să oferim elevilor ocazia de a-și dezvolta și demonstra abilitățile într-un cadru festiv. Evenimentul combină aspecte de creativitate, inteligență și talent, încurajând astfel dezvoltarea personală și socială a elevilor noștri. Promovarea încrederii în sine, dezvoltarea abilităților de prezentare, de vorbire în public, încurajarea creativității și a spiritului de echipă, precum și consolidarea sentimentului de apartenență la comunitatea noastră școlară. Sperăm că acest eveniment să inspire elevii să-și urmeze pasiunile și să se implice mai mult în viața școlii. De asemenea, credem că va întări relațiile dintre elevi, profesori și părinți, consolidând astfel spiritul comunitar și promovând valori pozitive, precum respectul, colaborarea și excelența. După prezentarea participanților, a urmat și prima probă, cea de inteligență. Concurenții au răspuns pe rând la câte două întrebări care le-au testat cunoștințele. Tatăl Mariei are 5 fete. Ana, Irina, Nina și Alina. Probele au continuat, iar prin diversitatea lor au creat o atmosferă plăcută și multă distracție pentru elevi. La finalul balului, câștigătorii au fost premiați. Balul Miss și Mister a fost îndrăgit de elevii, reprezentanții școlii gimnaziale Bucovăț, promit organizarea și a altor ediții.